Se înmulțesc acuzațiile la adresa lui Mircea Joană. Premierul Marcel Ciolacu a spus chiar la începutul ședinței de guvern de astăzi că există o fermă de troli care îl ajută pe candidatul independent. Se întâmplă după ce Elena Lasconi l-a acuzat aseară pe Mircea Joană că s-a întâlnit cu un israelian despre care presa internațională scrie că ar fi fost în spatele unei echipe de hacker care s-a amestecat în alegeri din mai multe țări. Detalii are chiar acum colega mea, Arina Delcea. Bine te-am găsit, Arina. Povestește-ne puțin, iată, aceste noi acuzații pe care de data aceasta le lansează premierul Ciolacu. A adus vreo dovadă premierul? Foarte bună întrebare, Monica. Te salut, doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Nu prezintă dovezi Marcel Ciolacu atunci când vine cu aceste acuzații la adresa lui Mircea Joană și să știți că nici nu a dezvoltat prea mult. Aș vrea să citez. A spus așa Marcel Ciolacu: există o fermă de boți, troli, care este într-o clădire din România pentru a-l ajuta pe Joană în campanie. Este un etaj într-o clădire rezidențială. Fără detalii, firește, cu prima ocazie noi jurnaliștii îi vom cere premierului să detalieze și să aducă și probe, bineînțeles. Doar că se întâmplă imediat după ce Elena Lasconi, candidata USR la Cotroceni, a venit cu alte acuzații, dar din aceeași sferă. Pe Facebook, Elena Lasconi a pus niște fotografii în care se vede odată Mircea Joană în sediul, în curtea sediului Institutului Aspen pe care l-a fondat, și în altă fotografie, separat, apare și un israelian, despre care presa internațională scrie că s-ar ocupa de o echipă de troli, de hacker, ce a reușit în decursul anilor să influențeze, să saboteze scrutinurile din peste 30 de țări din mai multe colțuri ale lumii. Tal Hanan îl cheamă. Elena Lasconi susține că Mircea Joană s-ar fi întâlnit cu acest israelian și că ar face campanie prin mijloace necurate. A venit o reacție din partea candidatului independent la Cotroceni. Mircea Joană a spus că nu-l cunoaște pe israelian, nu s-a întâlnit niciodată cu el. Dacă ar apărea vreo fotografie în care ar fi împreună, cu siguranță nu ar fi vorba despre acest Tal Hanan, cu care, spune fostul numărul 2 din NATO, nu are nicio legătură. Ba chiar Mircea Joană o acuză pe Elena Lasconi pentru că aplică astfel de metode în campania electorală, spune că vorbește pe stil vechi și atrage atenția, de fapt sugerează că ar fi mai cu seamă consiliată de fostul președinte al țării, Traian Băsescu. Încercăm, să știți, pe parcursul întregii zile să discutăm din nou atât cu premierul, cât și cu Elena Lasconi și cu Mircea Joană, astfel încât să lămurim acuzațiile și răspunsurile, firește. Spunea premierul că a descoperit o clădire cu servere care l-ar putea ajuta pe Mircea Joană. În vederea alegerilor. Spunea că a științat toate instituțiile responsabile. Legale, aceste ferme de troli? Repet, nu cunosc subiectul, dar mă voi informa. Dacă e ceva de informat Ministrul de Interne, sigur va fi informat. De principiu sunt legale astfel de ferme de troli în perioada definiți electorală? Ce înseamnă fermă de troli. Adică roboți care... pentru a influența legile pe rețelele de socializare. Cunosc detaliile legislației privind tehnologia informației, dar presupun că sunt restricții în orice domeniu. Dacă ele sunt respectate, atunci orice activitate e legală. Dacă nu sunt respectate, sigur se va afla, se va investiga și se va seza justiția. Poftiți? Nu pot să spun dacă e ceva legal sau nelegal, în principiu, despre o activitate, dar despre a care detalii nu cunosc. Deci vorbiți... Alegerile sunt influențate. Deci vorbiți de o situație de fapt care nu mi-este lămurită, nu sunt informat asupra ei, deci nu pot să mă pronunț în principiu a priori despre o situație de fapt pe care nu o cunosc, dacă e legală sau nu. Întâi trebuie să-ți cunosc.